Astăzi, 4 ianuarie, a avut loc o conferință la Inspectoratul Școlar Județean Gorj, unde Inspectorul Școlar Județean Dana Constantinescu a prezentat situația vaccinării profesorilor și angajaților din sistemul de învățământ. Aflăm astfel că dintr-un total de 4230 de angajați ai acestui sistem, peste 3800 s-au vaccinat până în momentul de față, întrucât de la jumătatea lunii noiembrie anului 2021, Ministerul Educației nu a mai solicitat această colectare a datelor. Raportarea situației vaccinărilor în județul Gorj va reveni începând cu ziua de vineri 6 ianuarie. O să încep cu subiectul vaccinărilor. Nu avem foarte multe detalii de dat în legătură cu acest lucru. Dintr-un total de 4230 de angajați din sistemul de învățământ în județul Gorj, peste 3800 s-au vaccinat până la această oră. E adevărat că de la mijlocul lunii noiembrie, Ministerul Educației nu ne-a mai cerut această colectare de date, dar vom reveni cu raportarea vaccinărilor în județul Gorj din perspectiva profesorilor și angajaților din sistemul de învățământ la sfârșitul acestei săptămâni. Deci, din nou, ziua de vineri va deveni, sau va redeveni, mai bine spus, ziua raportărilor numărului de vaccinați din sistemul de învățământ. Cred că peste 3800 din peste 4000 de angajați nu este un număr mic și este rezonabil și încurajator. Nici elevii nu sunt mai prejos, numărul vaccinării din rândul acestora fiind unul destul de mare. Mulți elevi ai claselor a 11 și a 12, în urma verificării mai multor informații, au luat decizia de a se vaccina chiar și în ciuda faptului că unii dintre părinți au refuzat acest lucru. Ceea ce este lăudabil este respectarea deciziei fiecărui elev din partea părinților, această libertate de a alege să efectueze sau nu acest demers, relatează inspectorul școlar Dana Constantinescu. Sunt foarte mulți elevi și acum vă spun din perspectivă de profesor, sunt foarte mulți elevi care s-au vaccinat de clasa 11, de clasa 12, care au verificat și ei informațiile publice în legătură cu vaccinul și sunt copii care, mă rog, eu tot copiii numesc, care s-au vaccinat, deși unii dintre părinții lor refuză acest lucru. Deci ei au libertatea din partea părinților să facă acest demers, ceea ce mi se pare lăudabil. Li se respectă decizia și până la urmă, chiar dacă respectivii părinți sunt, nu știu, au propriile păreri în legătură cu vaccinul, nu îi obligă pe copiii lor să nu le interzică acest lucru și nu o privesc ca pe un, nu știu, o chestiune nocivă pe care putea să o facă ei. Așadar, pe raza județului Gorj, o mare parte a elevilor este înclinată spre vaccinare, dovadă fiind și prezența în număr mare la maratoanele de vaccinare întreprinse pe raza județului. Deși valul 5 al pandemiei bate la ușă, școlile nu vor intra în regim online. Acest lucru datorându-se responsabilității cu care atât cadrele didactice cât și elevii au tratat situația. Elevii, în general, în județul Gorj, pentru că noi ne raportăm doar la județul Gorj, sunt destul de înclinați spre vaccinare. S-au tot făcut și diverse maratoane de vaccinare și în Colegiul Național Tudor Vladimirescu și Inspectoratul Școlar a făcut astă vară un astfel de maraton. Deci, cred că stăm destul de bine la promovarea acestui vaccin. Chiar dacă ne apropiem, după cum spune și ministrul Sănătății, domnul Rafila, chiar dacă ne apropiem de un așteptat val 5 și vedem și noi pe raportele de la DSP faptul că în fiecare zi crește, cu câte puțin e adevărat, dar crește numărul de infectați, domnul Câmpeanu, ministrul Educației, spune că totuși școala nu se va opri, nu va intra în sistem online și vom intra fizic la clasă ca și până acum.